Consilierii județeni au aprobat documentația tehnico-economică pentru reabilitarea termică a blocului central al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Lucrarea, cărei valoare se ridică la 8 milioane de lei, este derulată prin Compania Națională de Investiții cu bani de la bugetul statului. Un proiect care este pe Compania Națională de Investiții, ei o să facă proiectarea și îl vor scoate la licitație și de asemenea finanțarea acestui corp va fi cât de către Compania Națională de Investiții, respectiv Guvernul României. Dacă procedurile se vor derula fără probleme, lucrările de reabilitare, care vor da o nouă față spitalului, dar mai ales vor crea un confort termic sporit, încep în primăvara anului viitor. Tot în ședința de joi, consilierii județeni au aprobat o altă investiție importantă la spital, construirea unei pasarele care va lega blocul central de pavilionul medical. Astfel, transportul pacienților între cele două clădiri se va face în siguranță. Costul lucrărilor va fi suportat din bugetul județean și se ridică la puțin peste 1 milion de lei. Bugetul din acest an alocat Spitalului Județean de Urgență Slatina ajunge la 20 de milioane de lei, dublu față de anul trecut. Din această sumă au fost acoperite și cheltuielile pentru o lucrare foarte importantă, reabilitarea ambulatoriului de la Drăgănești Olt. În Spitalul Județean Slatina, anul acesta am avut aproximativ 20 de milioane de lei, 10 milioane pentru aparatură medicală. Mare parte din ea a fost achiziționată, cealaltă parte este în procedură. Până la finalul anului am promisiunea managerului că vor reuși să achiziționeze această aparatură și încă 10 milioane i-am avut în reabilitări de clădiri ale și modernizări ale spitalului și aici vorbim de terminarea neonatologiei și pediatriei, 4 etaje care deja funcționează, toate cele 4 etaje, vorbim de secția medicală unde s-au apucat deja de reabilitat, vorbim de creșa numărul 1 unde urmează să mutăm psihiatria după Drăgănești și vorbim de terminarea ambulatorului de la Drăgănești, pentru că, așa cum știți, l-am promis cetățenilor din Drăgănești după închiderea spitalului de acolo și iată, sperăm ca în cel mult 2 săptămâni să avem recepția finală și să mergem împreună acolo cu dumneavoastră să vedem ce a rezultat în urma reabilitării acelui ambulatoriu.